că este primul eveniment unde este și soțul meu, și copii, și foarte mulți prieteni. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Câteva lucruri despre carte, așa cum spunea Tatiana, am început munca acum mai bine de 20 de ani din dragoste față de copii. Și pe parcursul muncii mele mi-am dat seama că cea mai mare nevoie a copiilor este de a avea doi părinți fericiți și împliniți. Este momentul în care am început să lucrez cu foarte multe cupluri. Mă bucur că mulți dintre cei pe care îi cunosc sunt aici. O mare bucurie. Asta înseamnă cum că fiecare dintre noi avem o contribuție ca efortul pe care îl depune pentru a avea familii și cupluri fericite să fie un efort comun. Cred că în momentul în care o să scăpăm de, nu știu, jena, frica, sentimentul de eșec, cum spuneai, că am dat-o în bară de multe ori, faptul că reparăm este un mare pas pentru momentul în care ne aflăm în România, pentru că avem nevoie de o mult mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă o relație. Avem nevoie de conștientizarea faptului că este nevoie să depunem efort și multă muncă. Iubirea nu vine de la sine și nu se întâmplă pur și simplu doar pentru că am ales partenerul potrivit sau partenerul perfect. Din viața mea personală și din munca cu foarte multe cupluri am înțeles că cel mai important și cel mai greu este să te înțelegi. În momentul în care o bună înțelegere asupra ta, poți să construiești o relație sănătoasă cu un partener la fel de conștient. Este nevoie de un efort comun, asta e și motivul pentru care am invitat un bărbat. Pentru că cred că femeile au nevoie de bărbați maturi, conștienți și foarte prezenți în viața lor. Nu cred că e o muncă pe care o poate să o facă doar femeia, așa cum a fost foarte mult timp promovată ideea că femeia este cea care are grijă de familie. Cred că suntem într-un moment în care și bărbatul alături de femeie poate să construiască o familie sănătoasă și fericită și este un efort comun. Am scris această carte pentru a vă inspira pe fiecare dintre dumneavoastră și pentru a vă motiva să fiți mai apropiați de ceea ce înseamnă viața de cuplu și efortul pe care avem nevoie să-l depunem pentru a crea relații fericite, pentru că există multe relații fericite. Am întâlnit mulți care și-au pierdut încrederea, au multe resentimente și au convingerea că orice relație bună se sfârșește. Am scris cartea și pentru ei, să aibă încredere că există aceste relații fericite. Am întâlnit foarte multe cupluri care au răzbit și au ajuns într-un punct foarte bun, pentru că au fost dispuși să repare și să reconstruiască. Așa că mă bucur că sunteți aici. Îmi doresc foarte mult să aveți o viață fericită și să transmiteți mai departe fericirea voastră și celorlalți. Mulțumesc mult!